este o librărie, este destinul nostru strâns. Cum dragoste de poezie e Dunărea ce noi a plâns. La noi cuvântul este tot, o carte fără de sfârșit. Eternitatea bate în port, un cântec ce a înflorit. Eternitatea bate în corn, un cântec ce a înflorit. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Mă salut încă o dată pe toți, pe toate. Vreau să vă spun că este o imagine extraordinară cu noi, așa mie. Eu cred că femeile cele mai frumoase sunt în mie. Dovadă că suntem atât de mult aici. Să ne facem poze, să-l lăsați pe Radu să ne fotografieze, să vă fotografieze. Avem și un cadru. Și vă doresc să aveți o seară extraordinară. Și vă promit că așa va fi, pentru că o să vedeți că avem niște invitați speciali. Sărbătorim ea mai devreme, cum și vreau copetele la sărbătorim mai devreme, pentru că în weekend fiind, toată lumea probabil că are și alt program. Și să începem, pentru că știți că nu mă decep, asta spun întotdeauna. Și încep cu Radu, cu Teo Morar, călătorul de scurți, care pur și simplu s-a îndrăgostit de calafacel și așa ne place să vedem. Avem un proiect împreună și încercăm să promovăm calafacel și nu vă ascundem că și librăria. Va scrie o carte, dar o să nu spună el despre asta. Noi îi punem la dispoziție orașul, dacă vreți, ca să se documenteze și să scrie cât mai frumos posibil. Walter Ghicolescu este o persoană extrem de așteptată la Calafat. Este un artist, cum să-i spun, complet. Complex. Da. Eu sunt profesor de matematică în timpul liber. De fapt, nu mai profesez. Nimeni nu-i perfect, asta e. Și partea aia cu numele complexe este cea mai dificilă în matematică. De-aia am zis că și complex. Nu că aș fi eu foarte complex. Ba da, este așa, pentru că nu cântă doar folk, cântă și alte genuri de folk, dacă pot eu să mă exprim în felul acesta. Are CD-uri, o discografie foarte bogată și participări foarte multe din ce m-am documentat și te urmărim. Dar... Bună seara, Calafat! Mă simt ca și un fiat de dumneavoastră. Sunteți atât de frumoase în mie, de nu am cuvinte. Spune ce mi-ai spus afară. E prima dată când simt că nu vreau să te dura cu o femeie. Deci să vină mie. Atât de frumoasă. Un sol. Ca florile, tot ca cele lucruri. Nebunul. Da, întotdeauna nebun. Cred că Umbrășitor sunt și mai frumos și cântecul lui Walter are o emoție aparte. Și e un om minunat. Proiectul despre Calafat va fi o carte surpriză, o carte în care nu merg pe monografia orașului, punctez punctele dumneavoastră, Babalupa, Casa Bântuită, Copacul a plecat, fântâna a venit, le știți, Soldatul Florea, dar le îmbrac în iubire, eu cânt de dragoste, nu cânt de istorie, nu vin cu grenada, știi, sau poate e plină de poezii, nu știu. Va fi o carte pentru voi, pentru Calafat. Eu vă mulțumesc de calitate, te invit pe dragul nostru prezitor, Walter Ghicolescu, un artist și un om minunat. Pentru că au vorbit atât de frumos, credeam că despre alt artist se vorbește, nu despre mine. M-aș băga așa pe nevăzute, cum se spune la cărți, sau pe la cacealman, nu știu cum se spune, că nu joc. Pe blind, așa. Să pun pe muzică textele despre Calafat, pe care le vei pune în carte. Nu știu ce va fi, este o provocare, pentru că niciodată nu știi. Știți cum spunea un... Spunea cineva, viața este ca o cutie cu bomboane. Niciodată nu știi ce este înăuntru până nu desfaci cutia.
pentru că Teo este într-adevăr un poet nebun și își exprimă trăirile. Apropo de ce a spus cu femeia, n-ar dezbrăca pe nimeni, e prima dată când n-ar dezbrăca. Cred că cel mai important este să știi să îmbraci o femeie, măcar în brațele tale, să o îmbraci în îmbrățișare. Da, sunteți chiar frumoase și domnii sunt frumoși printre dumneavoastră, pentru că punctează, de fapt, echilibrul ăsta din viață. Nu putem fi frumoși fără jumătățile noastre, că altfel nu ne-am fi mai căutat unii pe alții. E adevărat că unii caută, unora li se pare că au mai multe jumătăți, asta este altă problemă, nu este a noastră. Om bun, deschide-ne poarta, dă-ne o coajă și nu ne goni, ci în schimb îți vom alunga tristețea cu vesele cântece și ghidușii. Venim de departe și mergem departe, tocmai în zare, sus la castel. Ne-am oprit aici, pe drum ne-a prins noaptea, de adăpost unor vieți menestrel. La castel mâine va fi sărbătoare, prințesa împlinește ani 20, vom bea mult vin, vom găli tăv cu mâncare, ce va fi acolo să tot petreci. Noi vom cânta noaptea întreagă, oaspeții veseli vor dănțui și-n toiul petreceri. Deci nu pot să mă abțin, sunteți atât de frumoși încât eu, care de obicei sunt foarte sobru când cânt. Și-n toiul petrecerii, preț de o clipă, om bun, și la tine ne vom gândi. Deschide poarta și dă-ne o coajă, ai milă de niște vieți menestrel. Veșnic pe drum, asta-mi soarta, veșnic pe drum, căutând un castel. Chiar nu știu ce se întâmplă, publicul este un pic mai departe, eu învăț toți pantofii, domnilor și doamnelor. Nu mă uit în ochii publicului pentru că mă pierd. Mă uit la pantofii în general. Acum sunteți atât de apropiați încât chiar simt karma fiecăruia dintre voi adunată la un loc sub... unde este? Egida Karma. Astăzi am aflat și de unde vine chestia cu karma. Foarte frumos. Chiar sunteți frumoși și dacă mă veți mai vedea zâmbind așa în timp ce cânt, să știți că este din cauza energiei pe care mi-o transmiteți. Și pentru că atmosfera îmi permite să cânt piese pe care foarte rar le cânt, am să-mi fac programul în funcție de starea dumneavoastră. Și pentru că de astăzi calafatul pentru mine înseamnă altceva, nu doar căldura aceea toridă din iulie sau august când Dan Vană face tabăra de folk. Am venit de câteva ori, dar te topește căldura. Calafatul pentru mine înseamnă un braț, un braț de femei frumoase și de oameni frumoși. Și de acum încolo voi veni cu drag, chiar dacă vin de la Constanța, nu este foarte aproape, să știți, dar se spune că distanța este viteza ori timpul, altfel spus, viteza este derivata spațiului în raport cu timpul sau timpul derivata spațiului în raport cu viteza. Una peste alta și timp către dumneavoastră. Am să cânt o piesă pentru toate doamnele pe care nu le-am mai văzut sau cărora nu le-am cântat până acum, și pentru domni, dar veți vedea că este pentru doamne. Și dacă, așa cum îmi place să spun, dacă vreți să mă luați acasă, pe suportul magnetic există piesa și există și eu acolo. Este cel mai indicat. Viața lângă un artist este grea, frumoasă, dar foarte grea. N-am trăit cu un artist, nici nu sunt unul. Încerc doar să vă transmit câte ceva din ce simt eu. Piesa se numește Păcat și este de pe albumul
Popas în alt cântec, scos în 2012. Ceva cu mâna la piept. Dar tu n-ai auzit. Pentru că între noi treceau într-una mașini și ape și mai ales munți și tot globul. M-ai privit în noi, dar ce să vezi? În emisfera mea tocmai se făcuse noapte. Ai întins o mână, ai dat de un nor. Eu am cuprins de umeri în frunt. Undeva femeia pentru care eu nu am cântat,
am de toate. Am și cană. Am primit o cană. La o cană cu apă, nu cu vin. Dar am primit o cană și eu cu librăria Karma și o poză de-a mea cu ei de acum vreun an. Oricum am să o țin la loc de cinste și am să fac unele live-uri bând cafeaua dimineața. Da, și acum momentul publicitar. Cine vrea să, dacă vreți să fim așa mai aproape, să ne simțim mai aproape, deși lumea asta virtuală ne păcărește de fapt, puteți căuta pagina de artist Walter Nicolescu pe Facebook, puteți căuta canalul de YouTube unde vă puteți abona. Marțea putem fi în direct împreună de la ora 20 pe pagina de artist cu o jumătate de oră, 40 de minute de live. M-am angajat ca un nebun să cânt în fiecare săptămână o piesă nouă, să fie întotdeauna o piesă nouă. Și putem fi, eu personal răspund tuturor celor care îmi scriu. Bun, acesta a fost momentul publicitar. Și repet cu albumele, mai târziu mai am ceva să vă spun, dar îmi voi lua tricoul de rigoare. Vrei să-mi spui ceva, Teo? Nu? Dacă ai, simți nevoia să intervii? Nu, când mai obosești. Ok, atunci poți să te duci să dormi vreo 4 ore, 5, pentru că eu nu obosesc așa repede. Nu, te rog, deci când simți nevoia să ne spui ceva? Păi, prin intermediul acestui mediu numit Facebook, știți? Pentru că în tren fiind odată, mie îmi place să călătoresc cu trenul. Bine, trenul e vorba din mașina, dar nu fac. Am preferat să investesc tot ce am câștigat în, poate un pic mai mult, în chitare, albume și așa mai departe. Și l-am cunoscut găsind o poezie pe Facebook. Da, tot un moment publicitar, corect. Și vreau să caut acea primă poezie, dar dacă nu o găsesc acum, o voi găsi mai târziu. Acum mi-a picat altceva în ochi, nu este un text al lui, dar ajung și ale lui. Oricum, mi-a plăcut de la început cum scrie. Nu sunt un critic literar. Nu, probabil că nu putem compara cu Sorescu, că e tot din zonă, oarecum. Sau cu Nichita Stănescu, sau cu... dar se mulează pe stilul meu de a compune, sau invers, eu mă mulez pe stilul lui de a scrie. Una peste alta au ieșit multe piese, cred că sunt peste 15. Așa? Până atunci rămân la poetul constanțean Eduard Zale, Niciun cânte. Să-ți cânt cu
cum ne-am iubit și cum încă ne iubim. Niciun cântec nu-i de ajuns pentru tine, draga mea, nici nu cred că s-ar putea. Iată, soarele a apus, nici nu cred că s-ar putea. Iată, soarele a apus. Aici micuție și pentru ceilalți. Cică a fost un moș, o babă, moșul gras și baba slabă. Nu aveau dacă socoți, nici copii și nici nepoți. Cine să-i fi ajutat, de cădeau bolnavi la pat. Cine să-i fi ajutat, de cădeau bolnavi la pat. Într-o zi în cioarece, moșu a prins un șoarece și ca la o supărare fuse gata să-l omoare. Însă baba mai miloasă îl opri copil în casă. Însă baba mai miloasă îl opri copil în casă. Ei, bucuros că are un fiu, moșu-a cumpărat rachiu. Și ca la orice om din lume, moșul i-a dat și un nume. Să nu-l roadă vreo pisică, i-a pus numele de Tică. Tică-i tot sărea-n mustață, bucuros și plin de viață. Ei, dar să știți voi, dragii mei, Tică avea un obicei. Pentuneric pe lumină, în sacul cu făină. Într-o seară pentru cină, baba luă din sac făină și gătește o mămăligă. Moșul iese în prag și strigă: Ei, ei, Tică, Tică, masa e gata, vino să cinezi cu tata. Îl tot strigă și-l tot strigă, Tică-i fiert în mămăligă. Îl tot strigă și-l tot strigă, Tică-i fiert în mămăligă. Și cum orice fabulă care se respectă are și o morală, vezi năravul de la fire nu mai are lecuire. Vezi năravul de la fire nu mai are lecuire. Acum trec pe coridor, se deschide brusc o ușă și cu grijă cetișor, chiar în dreptul feței mele, scoate capul blond zbârlit, o cucoană somnoloasă. Nu ne mai am gândit? Pe asta o cunosc eu bine, o drăguță, ca un paj. O servesc cum se cuvine și mai urc în curetaj. Când, în razele de lună ce treceau printr-o perdea, ce să vezi? O doamnă brună în pantofi și pijama. Este ea, de o lună întreagă de când umblu să-i vorbesc. Am recunoscut îndată chipul ei copilăresc. Soțul meu e dus de acasă, zice cu un glas merit. Și a rămas pe întuneric, cum cumva e un chibrit? Un chibrit, ce fericire, i-aș fi oferit oricum o cutie întreagă dacă nu făceam risipă în drum. Altă scară, cea din urmă, pe culoarea unde un zvon. Cei, un drag de cameristă numai în combinezon mă oprește cu sfielul. De nu sunteți prea grăbit, mă retază în dezarul, va juca. Ce? Un chibrit. Trebuie să-mi dau, că altfel asta-mi scoate vreun ponos. Scotul ce-ți din buzunare, de nicaz întorc pe dos. N-am decât o gămălie, ce să-ți fac, îmi pare rău, nu știu dacă s-o aprinde. E, s-a prins norcul tău. Când îmi vine ajuns odată în odaia mea tablou, o amică, mă rog, o amică, are cheie, mă aștepta ca pune rău. De trei ceasuri stau în beznă și ești nesărit. Sunt grozav de nervată, scoate fugă un chibrit. Îmi sare pe rog muștarul și mă prind. Curat pârjol, ce-s eu, fabrică de fosfor? Sunt regie, monopol, a fi nebunit pe semne, chibrit, 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 dracu să vă ia pe toate, nu mai am, l-am isprăvit. Topârceanu, mulțumesc, chibrit. Da. Ce ești cu chibritul ăsta la unii? Am gazul de pomană, dar... Teo? Nu? Eu zic că atunci când, când te rog, te rog că după... Eu vă arăt noua carte.
noua carte, Adi zice pe penultimul cocor, dar aici scrie ultimul. Și am să vă citesc o poezie la întâmplare, nu e la întâmplare, de carte. Atâta dor. Atâta dor ce mă străbate, iubita mea nu pot să-ți spun. Te-aș izola la mine în carte și te-aș iubi ca un nebun. Privirea ta îmi tot lipsește și vocea ta mă doare lin. Te-aș lua cu mine într-o poveste, tot cerul tău să-l fac suspin. Sânii tăi, pere de toamnă, mă fac să caut disperarea. Te-aș izola într-o icoană și te-aș iubi ca lumânare. Atâta dor ce, atâta dor mă răscolește, că iau pământul întreg la pas. Și verdele ce mă florește mă lasă noapte fără căs. Eu te-aș iubi definitiv, o rapsodie zgăruiesc, ca ochii tăi fără motiv să mă privească cum iubesc. Te cânt în vers, te simt în mine, din visul meu te plin mereu, te-aș dăltui din sfânta pâine și te-aș iubi pe curcubeu. Nu sunt cuvinte unde ajunți să pot plădi iubirea noastră, eu te-aș iubi te-aș înapus în lumea asta prea albastră. Suntem contrari și plini de viață, ne mai certăm, dar fără sens. Te-aș prinde în mine ca speranță și te-aș iubi prin univers. De atâta dor ce mă străbate, iubita mea, mă simt în zbor. Îți dăruiesc din mine o carte, așa prin tine, eu nu mor. Povestea noastră, scrisă în rime, va fi citită nopți întregi. Vom dărui lumii suspine și a iubirii noastre legi. Căci fără tine drumul meu ar fi un oarecare mâine și aș pleca la Dumnezeu să nu te cer un vers. Și rime. Atâta dor mă nebunește și primăvara sunt fiori, trupul meu te înverzește, în suflet am cântec de viori. Vă mulțumesc! Vederea în joacă o peste, mă nu te mai... Da, uite că e seara. Și e frumoasă poezia, cred, dacă o convine eu, dar să-ți cadă seara pe cercei. Să mă dorești și să mă vrei, să te doresc și să te aprind ca pe un cântec sau colind, să-ți cadă noaptea pe un șol, să fiu și sud, să fiu și nord, să-mi fii lumină din lumină, să ne iubim până la vină, să-ți cadă noaptea pe un sân, să mă dorești, să îți rămân așa cum nu au fost nici când, o dragoste în același gând. Vă mulțumesc! Este o carte minunată, unde deschizi, e prima mea carte de poezie, știi? Am pariat pe mine, nu știu, și am ieșit cu scriere, nu cu poezia, cu cântecul, cum eram cunoscut, știi? Adică să te forțezi pe tine, cui pariu cu tine, băi, nu merg pe ce dorește lumea, cum e acum pe piață, scos ce se vinde, nu, scot ce simt. Și am scos Jurnalul Apocalipsă, dar asta e prima carte de poezia mea, prima carte unde e numai poezie și unde deschizi un cântec. Este Valtu. Doamnă frumoasă, da. Pentru toate doamnele, versuri Teodor Moran. Să-ți oprim în păr ca lumină, să miroși a toamnă și vină. Doamnă frumoasă, doamnă frumoasă, îți jur. Doamnă frumoasă, scolind apusul în tine îl prind, soarele în mine l-adun, să miroși a toamnă și drum. Doamnă frumoasă,
Doamnă frumoasă scolim. Ești frumoasă, îți spun, ești frumoasă, ca un cântec ce se întoarce acasă. Doamnă frumoasă, Doamnă frumoasă îți cânt. Ca o aripă ce-și caută zborul, ești frumoasă, frumoasă ca dorul. Doamnă frumoasă, Doamnă frumoasă îți cânt. Și acum, dacă tot am râs un pic, și am să vă mai citesc și eu o poezie. Ion Teodorescu, Balada Fustei. Deși s-au scris atâtea despre fustă, subiectul e departe de a fi epuizat. A fost mini și maxi, și largă și îngustă și, spre stuparea noastră, acum a crăpat. La unele în față, la altele în spate. În lateral mai multe, tot felul de figuri. Ostentativ se plimbă cu fuste despicate. Ba, am văzut modele cu două crăpături. Din ce în ce mai largă devine crăpătura. Și dacă odinioară era cam cât o ață, dacă o ține așa la vară, când va veni căldura, o să vedem și fuste cu decolteu în față. Căldura a venit, așteptăm. Considerăm că e cazul de acum să li se spună acelora ce în fuste diverse cochetează. Zadarnic este totul. Căci Eva, cea străbună, cu frunza ei, oriunde, oricând le subclasează. Balada Fustei, Ion Teodorescu. Bun, iubește-mă, Teodor Morar. Iubește-mă într-o limbă cunoscută. Iubește-mă într-un verb nedefinit. Iubește-mă cum îngerii se luptă. Iubește-mă iubindu-mă zidit. Iubește-mă cum se dezbracă toamna. Iubește-mă cum plânge Dumnezeu. Iubește-mă să-mi înflorească rana. Iubește-mă zi din un curcubeu. Iubește-mă când nu mai poți iubi. Iubește-mă în orice întrebare.
lovește-mă în verbul a trăi. Iubește-mă cum stingi o lumânare. Iubește-mă sau lasă-mă să mor. Iubește-mă cu talpa sfârșiată. Iubește-mă, iubește-mă să cad din zbor. Iubirea mea mereu crucificată. Iubește-mă besmetic, fără teamă. Iubește-mă în rugă sau blestem. Iubește-mă în ochii din icoană. Iubește-mă zidit într-un poem. Iubește-mă cum ai murit în salme. Iubește-mă ca un concert de jazz. Iubește-mă așa cum crezi în basme. Iubește-mă cu lacrimi pe obraz. Iubește-mă când nu mai poți iubi. Iubește-mă în orice întrebare. Iubește-mă în verbul a trăi. Iubește-mă cum stingi o lumânare. Iubește-mă sau lasă-mă să mor. Iubește-mă cu talpa sfârșiată. Iubește-mă, iubește-mă să cad din zbor. Iubirea mea mereu crucificată. Iubește-mă sau lasă-mă să mor. Iubește-mă cu talpa sfârșiată. Iubește-mă, iubește-mă să cad din zbor. Iubirea mea mereu crucificată. Iubirea mea mereu crucificată. Iubirea mea mereu crucificată. Da. Sau cine? Da, ok. Știți cum este când un cal câștigă o cursă cu călăresul, mă rog, este fericitat jocheu, dar calul sărac pe cal nu-l bagă nimeni în seamă. Da, într-adevăr, este versul foarte frumos. Mulțumim. A fost doar o glumă, normal că știi ce se întâmplă? Până la urmă, muzica folk înseamnă mesaj. Dacă degeaba e frumoasă melodia, dacă textul nu ne spune nimic. N-a zis degeaba Eminescu, e ușor a scrie versuri când nimic nu mai spune, și din cuvinte goale ce din coada o să sune. Coada aceea poate fi, cum era, îmbrățișată, încrucișată, împerecheată, nu? Rima. Ie, librărie, ciocărlie, vie, uite, vezi în vie, da. Fantezie, eregie, magie. Da, ești. Și acum haideți să cântăm împreună o piesă pe care cu siguranță o cunoașteți. Și dacă vreți să o cântăm împreună, sau dacă nu, măcar dați-mi palme, dar dați-mi-le în ritmul piesei. Ritmul este cam așa. Hai, curaj! Ei lor, scrisoare,
mai apare, să mai omoare câte un ciocoi, să ia toți banii pentru sărani, că nu sărmanii prinde nevoi. A fost prea frumos. Unde s-au dus când au apus anile sunt ai glorie lor? Unde sunt soare, unde sunt ale și plinde ai glorie sfăsat astăzi. Dacă aș avea peste tot acest public, așa, cred că aș zâmbi. Facem un turneu, doamnă, de ce nu? Luăm un autocar și ca să primim și ceva sponsorizat, spunem că mergem în pelerinaj. Revăzut.
schimbat, arăți chiar mai bine. Nu m-am schimbat deloc, doar ceva din mine te vrea peste putința mea. Nu mă pot desprinde de imaginea ta, privirea ta, dorința mea. Când văd părul tău, mi-aduc aminte de liceu, de prima dragoste curată, ce nimeni nu o uită niciodată. Cu părul tău aș vrea să mă joc și eu, cum face soțul tău câteodată. Anii trec, primăveri se duc, e normal. Nu-i bine, nu se știe dacă o să apuc să te opresc, să vorbesc cu tine. Să-ți vorbesc mi-e greu, dar pot să scând, e normal. E bine, este bine, iată-mi purtătorul de cuvânt. Cântec pentru tine. Când văd părul tău, mi-aduc aminte de liceu, de prima dragoste curată, ce nimeni nu o uită niciodată. Cu părul tău aș vrea să mă joc și eu, cum face soțul tău câteodată. Niciodată. Câteodată. Soțul tău. Și poate chiar e. Am cântec pentru tine, o piesă care îmi place foarte mult, că foarte multă lume spune acum așa, mai ales vedetele sau oamenii, nu știu, celebri, nu neapărat vedete din acestea, din artă. Eu dacă aș fi reporter și aș auzi o domnișoară că îmi place foarte tare, nu știu ce, aș întreba-o dacă îi place și foarte moale, facem, adică vă place și moale domnișoară, dacă tare vă place, pentru că ajungem să denaturăm limba română, săraca limba română, da, mă rog. Mergem mai departe. Și pentru că cei care mă cunosc au mai auzit asta, m-am auzit spunând-o, Sorescu este poetul meu preferat. Chiar am o piesă pe care am să o vă cânt imediat după ce vă zic ceva, care a fost aleasă pe versul lui Sorescu, bineînțeles, a fost aleasă imnul festivalului Manifestul de la Râmnicu Vâlcea, festival pe care îl ținea o doamnă profesoară și am zis că l-ar fi predat prin primăriei, deci nu se va mai ține. Clar, nu? Da. Piesa se găsește pe celălalt album, Trecerea Luminilor, se numește Contabilitate. Iar poezia Contabilitate este poezia care m-a convins să citesc aproape tot ce a scris Sorescu. Nu știu dacă am reușit, dar m-a convins. Eu făcând matematică la Iași, biblioteca facultății de litere era la 50 de metri de căminul meu, astfel încât îmi plăcea să convenea să merg acolo și când aveam nevoie să merg până la cămin, ajungeam repede. Bine, îmi plăcea și faptul că studentele veneau în pantalon scurt și învățau acolo. Dar citeam o oră cursurile mele și 2-3 ore, 4 poezii, astfel încât la un moment dat credeau că sunt și eu la litere. Zic, nu, sunt la matematică, asta e. Bun, simetria aș vrea să vă recit, să vă citesc, nici nu știu cum să-i spun întâi. Mergeam așa când, deodată în fața mea s-au desfăcut două drumuri. Unul la dreapta, altul la stânga, după toate regulile simetriei. Am stat, am făcut ochii mici, mi-am țuguiat buzele, am tușit și am luat-o pe cel din dreapta. Exact cel care nu trebuia, după cum s-a dovedit după aceea. Am mers fel cum am mers, de prisos să mai dau o mănâncă. Și deodată, în fața mea s-au căscat două prăpăsti. Una la dreapta, alta la stânga. M-am aruncat în cea din stânga, fără măcar să clipesc, fără măcar să-mi iau avânt. Grămadă cu mine cea din stânga, care, vai, nu era cea căptușită cu puf.
târâș, m-am urnit mai departe. M-am târât ce? M-am târât și deodată în fața mea s-au deschis larg două drumuri. Vă arăt eu vouă, mi-am zis. Și am apucat-o tot pe cel din stânga, am vrăjmășie. Greșit. Foarte greșit. Cel din dreapta era adevăratul. Adevăratul, marele drumcică. Și la prima răspunce m-am dorit cu toată ființa mea celui din dreapta. Tot așa, celălalt trebuia. Celălalt. Acum merindea mi-e pe sfârșit. Toiagul din mână mi-am bătrânit. Nu mai dau din el muguri să stau la umbra lor când mă apucă disperarea. Ciolanele mi s-au tocit de pietre. Scârție și mârâie mă împotrivă. Că am ținut-o tot într-o greșeală. Și iată, în fața mea, iar se cască două ceruri. Unul la dreapta, altul la stânga. Marin Sorel. Și mai am una, cel puțin acum la momentul acesta. Ce ai luat cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O carte? O sticlă de vin și o femeie, doamne, dacă nu cer prea mult. Cer prea mult. Îți stăie în femeia. Te-ar ține de vorbă, ți-ar împuia capul cu fleacuri și n-ai avea timp să-ți pregătești cursul. Te implor, dai în carte. O scrie eu, doamne, dacă am lângă mine o sticlă de vin și o femeie. Asta aș dori dacă nu cer prea mult. Ceri prea mult. Ce ai dori să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O sticlă de vin și o femeie, doamne, dacă nu cer prea mult. Ai mai cerut asta odată. De ce te încăpățânezi? E prea mult. Ți-am spus. Îți stăi în femeia. Ce tot ai cu ea? Ce atâta prigoană? Mai bine tăiați-mi vinul. Mă moleșește și n-aș putea să-mi pregătesc cursul, inspirându-mă din ochii iubitei. Tăcere. Minute lungi, poate chiar veșnicii, lăsându-mi se timp pentru uitare. Ce ai dori să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic navetra între rai și iad ca să ții niște cursuri? O femeie, doamne, dacă nu cer prea mult! Cer prea mult. Îți tăie în femeie. Atunci tăie mai bine cursurile. Stai în iadul și radul, ori iadul și raiul, ori totul, ori nimic. Doamne, cum să spun, aș face drumul dintre aia și ea degeaba. Cum să-i sperii și să-i înfricoșesc pe păcătoșii din iad, dacă n-am femeia material didactic să le arăt? Cum să-i înalți pe dreptii din rai dacă n-am carte să le tălmăcesc? Și cum să suport eu drumul și diferențele de temperatură, luminositate și presiune dintre rai și iad, dacă n-am vinul să-mi dea curaj? Doamne, dacă nu cer prea mult. Mulțumesc, Marin Sorel. Mai suportați? Luăm o pauză de țigară? Vă întreb, eu nu fumez, dar poate... Știți, orice om are dreptul la un viciu, două, adică se spune că suma... Două constante sunt mari pe glob. Suma vicilor la orice individ este constantă. Prezent retro. Oceane de culori, spărgându-se de munți de
să-mi rămână bucuria pură. De-a iubi, de-a merge, de-a cânta și în notul gol sub clar de lună și puterea pură de-a visa. Vreau să cred că viața e frumoasă și mă rog să fie adevărat, adevărat. Eu merg mult cu trenul și veneam odată de la Oradea Mare, că așa e textul. În bar vagon pe partea stângă venind pe Oradea Mare, ședea un domn în vârstă lângă o duduiță încântătoare. În fața lor, pe o banchetă pudrat și cu obraj diviz, ședea citind într-o gazetă un Don Juan cu ochi perfizi. Duduia plină de ispite și ochi ca două peruzele, zăcea în răstimpuri chinuită de o durere de măsele. Iar tânărul, sorbind-o toată sfios ca în fața unui sfânt, murea de dor numai să poată să-i adreseze un cuvânt. I-a spus cu ezitare, am un remediu minunat. Dacă îți dau o sărutare, durerea îți trece imediat. Dar moșul a întrebat agale pe domnul cobraș de vizi. Tinere, mă ierți, dar leacul dumitale e bun și la hemoroizi? Ion privea cu mic și al dracului, mulțumesc. O umplem cu vin. Da. Și eu propun așa, este abia 7 și un sfert. Până la 10 mai. Da, dar pe la și jumătate luăm o mică pauză scurtă, da. De socializare, de fericitele masa și dansul la Cămin Cultural, adică mai sunt oameni care. De ce vă mirați? Eu sunt Mephisto. Mephisto, adică dracu. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Anul ăsta m-a mutat mult mai jos. Nu știți ce ponoase trag acum ca drag. Dacă aș fi știut. Dacă aș fi știut. Cum face vreo prostie? Gata și scuza. Nu e el de vină săracul, dracul a pus. Eu? Eu nu știu nimic.
Vă dau cuvântul meu de onoare că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Nu știu atunci de ce mă amestecă pe mine. De ce mă amestec? Nimerește unul câte o slujbă mai grasă, cu leafă mare, cu... Nu e vorbă că și muncește. Muncește, da. Pleacă cu o hârtie la semnal la ora 8 și se întoarce la ora 3. Și merge, domnule, îi merge. Toți se întreabă, mă, cine dracul ține pe ăsta în spate? Dracu știe. Vă jur că nu știu nimic. Însă ei știu toți, dar tac. Tac, tac, că vorba aia, tăcerea ei de aur. Vorba unui corespondent voluntar care a fost transferat la cerere. La cererea șefului. Pe directorul unei fabrici de mezeruri, ci că l-a pus dracul să fabrice numai parizer. Eu l-am pus. Dar ce, eu n-aș mânca și altceva? Că umbli după o felie de șuncă până unde mi-am țărcat eu copiii. Am auzit odată o discuție între doi pământeni. Zice unul. Bă, m-am întâlnit la cucuiezii din deal cu cineva din conducerea ministerului. Fugi că minci. Zice celălalt. Cineva din conducerea ministerului la cucuieții din deal n-a văzut nici dracul. Ăsta avea dreptate. Să mă ghezmuiesc de cel de sus dacă l-am văzut pe teren. Pe vremuri, fiecare breaslă avea câte un patron. În calendar. Cârciumarii îi aveau pe Sfântul Petru și Mihai, pompierii l-aveau pe Sfântul Ilie. Ăștia din birouri îl au pe Sfântul Scaun. Și nu se mai dezlipesc de el niciodată. Mi se mai spune și talpa iadului. Eu? Păi fac cu niște pantofi, îi porți o zi, două, se dezlipește talpa și pe urmă umbli ca ăla din romanul lui Zaharia Stancă. Că pantofii, aleluia, pardon de aleluia, că asta e din echipa adversă. Apropo de echipa adversă, m-am întâlnit într-o zi cu ăl de sus, negru, de supărare. Dar ce s-a întâmplat, Doamne? Auzi, mă, ucid găltoaca. L-a găsit pe unul cu 100 de kg de unt de lemn în camară și a dat vina pe mine. Cum, pe matale, Doamne? Da, mă, ci că... că îi trebuie pentru candelă. 100 de... Ce-ai de gând cu ăsta, Doamne? Mă, eu zic să le iei tu. Îl iau, Doamne, îl iau, te servesc. Auzi, ci că am fost într-o zi la o expoziție. Stătea un tânăr așa în fața unui tablou, se uita și zicea, dracu să mă ia dacă înțeleg ceva. Păi ca să înțelegi, citește și tu cronica. Ia cronica și o citește. Demitizarea exhaustivă și renațional caducă incongruența fenomenologică și introspectiv cromatică. Adică l-a căutat pe dracu și l-a găsit pe tată. Parol de uneori, dar eu n-am pictat niciodată în viața mea și nu, tata, nu știu, săracul, pe căldura asta, numai de critică plastică nu-i ardea. Am uitat să vă spun că unui martor bătrân de la Iade i s-au aprins călcâiele după un drăgușor de fată. A gonit-o din casă pe tartorița lui și s-a mutat cu diavolița. Într-o zi când s-a întors pe neașteptate de la băi, de la Pucioasa, a deschis usaș. L-a văzut pe dracu, gol. Gol, gol. A vrut să dea buzna, dar n-a putut să intre pe ușă din cauza coarnelor. Ei, și să mai zici că nu e dracu chiar atât de negru. E sigur că nu e negru, e blond. Sau cum am auzit eu de unul care fugea de muncă ca subsemnatul de tămâie. A făcut ce a făcut și a ajuns la dracu praznic. Ci că s-a făcut frate cu mine. Aiurea. S-a făcut frate cu mine până a reușit să treacă puntea. Că de acolo, ca ocupație principală, mă trăgea pe mine de coadă. Și într-o zi l-am auzit la un post de radio, făcând ca toți draci. Culmea e că tot mie mi-au ieșit vorbe, ci că și-a vândut sufletul dracului. Nu, nu e adevărat. L-a vândut ălora pe 30 de arginți. Ci că șopul scuză mijloacele. Eu, draci. Eu aș mai sta de vorbă cu dumneavoastră, dar la noi astăzi este meci mare. Foarte mare. Fece iadul contra fece raiul. O să spuneți că noi nu avem nicio șansă, pentru că toți jucătorii buni sunt în rai. Bine, bine. Dar arbitrii... Mulțumesc, vrăjitorul. Piesa care mă definește, printre altele, pentru că sunt convins că o veți mai dori la bis. Iar dacă nu o dăriți, o mai cânt eu odată. Da? Vrăjitorul.
să fiu un vrăjitor, să te prefac în valuri albe, să te mângâi pe ochi, pe păr și să calde. Aș vrea să fiu un vrăjitor, să te prefac în norul alb, să te mângâi pe ochi, pe păr, să-ți sărut umărul cald. De s-ar putea reîntoarce clipa, precum o pasăre în zbor. De ți-aș putea revedea o, aș vrea să fiu un vrăjitor. Fierăriei îl prinde printre degete și îl pierde. Bijutierul dă bijuteriei suavul chip de aur, dar nu vede cum micul sân, ca frunza crudă verde, tresare în adierea bucuriei. Soldatul n-are vreme, se zorește. Călugărul cu fum îl izgonește din scunda lui chilie pe-nțărat. Dar dintre toți, doar eu cu adevărat știu să-l dezmierd și-l cer iubitei muze să-l am mereu, mereu, icoană lângă buze. De s-aș putea revedea ochii, aș vrea să fiu un vrăjitor călător. Momentul este cu atât mai tensionat, vă mulțumesc, cu cât îmi amintește de acel celebru anticar de la Iași care a decedat, Dumitru Gurmăzescu, care recita acest sonet 10 întotdeauna când eu cântam la Iași la dumnealui.
Diferența dintre noi era că el recita cu material didactic. Adică invita o domnișoară lângă dumnealui să-l inspire. Da. Și am spus că de acum încolo piesa va fi cântată și cu această poezie. Vrei să ne spui ceva? Ba da, te simt, te rog. Și după ce ne recită Teo ceva, înainte de pauză, încheiem această primă parte cu o piesă specială pentru toată lumea. Hai, spune-ne ceva, te rog. Eu vreau să mă uitam de o jumătate de oră cum am fost. Vă zic eu poezia. Da, da, da. O spui tu. Bolevic lui Radu și Dani. Păi nu, după aia o cânti tu, frumos. Pentru că Walter spune, aș vrea să fiu, eu am fost. Pentru că în viață am acumulat și acum când mă văd, zic, băi, am fost. Știi, parcă sunt o poveste. Am fost de toate și nimic. Am fost din totul, doar un pic. Am fost. Am fost și aspru, am fost și drept. Am fost prezent, am fost absent. Am mai făcut câte o beție. Am mai pictat o fantezie. Pe la femeie am mai umblat. Am fost și sfânt. Am fost păcat. Am fost și cântec și delir. Am fost un zbor cu iz de mir. Am fost delict. Am fost și mur. Am fost un suflet, trubadur. Am fost și uite încă sunt aceeași mână de pământ. Același sentiment din lut, plutind pe jos, spre absolut. Vă mulțumesc! Am să încerc să cânt acum, dacă i-a ridicat mingea la fileu, i-a dat de sus. Am să încerc. Este prima dată când o cânt. Nu doar pentru public, și pentru mine în totalitate. Pentru că eu am compus piesa, i-am trimis doar jumătate de piesă și așa a rămas. Și m-am obligat să o cânt acum. Așa o puteți lua ca pe o prima audiție, internațională, intergalactică, cum doriți. Am fost de toate și nimic, am fost din totul doar un pic, am fost. Am fost și aspru, dar și drept, am fost prezent, am fost absent, am fost. Am mai făcut câte o beție, am mai pictat o fantezie, da, da, da. Femeia mai umblat, am fost și sfânt, am fost păcat în viața mea. Am fost de o emotivă notă, am fost și pace și revoltă, am și greșit adeseori, am și murit de mii de ori. Am fost și cântec și delir. Am fost un zbor cu iz de mir. Am fost delict, am fost și mur. Am fost un suflet trubadur. Am fost și uite încă sunt. Aceeași mână de pământ, același sentiment de lut, plutind pe jos spre absolut. Am și uitat, am și iertat, am fost de soare sărutat, am fost. Am fost și noapte fără lună, am mai iubit câte o nebună, fără rost. Am fost o emotivă notă, am fost și pace și revoltă, am și greșit adeseori, am și murit de mii de ori. Am fost și cântec și delir. Am fost un zbor cu iz de mir. Am fost de
lași mâna de pământ. Același sentiment din lume, plutind pe jos spre absolut. Am fost și cântec și delir, am fost un zbor cu iz de mir. Am fost delic, am fost și mur. Am fost un suflet trubadur. Am fost și uite încă sunt. Aceeași mână de pământ, același sentiment din lume, plutind pe jos spre absolut. Vă mulțumesc! A fost, este adevărat că am ajuns la... Vă mulțumim! Un loc cu o karmă bună, da? Și propun să încheiem această primă parte și dăm pasa către studio, sau cum se spune, către duplexul cu New York. Ah, nu știa, suntem în duplex cu New York, da. Karma nu este o librărie, este destinul nostru strâns. Cum dragoste de poezie e Dunărea ce noi a plâns. La noi cuvântul este tot o carte fără de sfârșit. Eternitatea bate în cor un cântec ce a înflorit. Eternitatea bate în cor un cântec ce a înflorit. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Nu este o librărie, e fantezia de a visa. Este citirea din citire ce luminează ființa ta. La noi și Dunărea citește, cuvintele se schimbă în vin. Povestea care te iubește, karma înseamnă și destin. Povestea care te iubește, karma înseamnă și destin. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu.
Karma! Da, da, ok. Spuneți-mi, hai că facem poza, dar nu plec eu, încă mă aici. Dar nu plec eu, pe ce-l iau, dar ce frumos este. Tot. Dar nu de ce l-a stricat poza asta. Gata. Stai, așa cum este, să fac așa. Într-o joi a fost arsă Cartagina. Într-o joi a fost arsă biblioteca din Alexandria. Imposibil să nu fie trecut nicio zi de atunci. Vine? Sâmbătă? Eu am mai auzit odată de zilele astea, nu mi-o umblați cu povești. Poate duminică? Timpul dinaintea Genezei se numea duminică. Îmi aduc bine aminte. Dumnezeule, toate zilele au fost. Nu ne-a mai rămas nicio zi nouă. Marin Sorescu. Da. Nu am ce face să fie, dar mi-aminte, mă gândesc așa, cum poți închide gura unei doamne? Să-i dai ceva dulce, nu? Bine, era și un ban cu o tipă care se duce vânătă și zice, ce înseamnă, mă bate bărbatul de câte ori vine acasă, dar de ce? Păi îl cert, nu știu. Doamnă, luați o gură de apă. Când vine, când auziți cheia, nu știu, luați o gură de apă și țineți-o în gură și beți încet, mai luați una repede. Și funcționează. Funcționează. Vine la câteva luni. Ați avut dreptate. Nu se mai întâmplă nimic. Cum vine soțul, cum iau? Dar cum, de unde e soluția asta? A zis, doamnă, când aveți gura plină, nu mai ziceți nimic, da, mă rog. Unii. I-a pus o mână la ochi și i-a arătat lumea desenată mare pe un panou. Ce literă e asta? L-a întrebat. Noaptea, a răspuns el. Te înșeli. Este soarele. Noaptea, știm cu toții, n-are raze. Dar asta, noaptea, mă faci să râd. Este marea. De unde atâta întuneric în mare? Dar asta, omul a șovăit un pic. Apoi a răspuns. Noaptea. Oh, este femeia. Noaptea nu are sânge, dragul meu. Desigur, te-ai indus în eroare părul cel negru. Dar asta, uită-te bine la ea, înainte de a răspunde. Tot noaptea. Păcat. Nici acum n-ai ghicit. Litera asta, tocmai erai tu. Următorul! Marin Soresc. Bun, și nudism, ca să încheiem într-o notă optimistă. Carnă mol cu o căldare la femeile care fac nudism. În tinerețe aveam o părere mai bună despre femei, dar trebuie să facă cineva și treaba asta. Ele nu se mai feresc de mine. Mă numesc cel care aduce nămol. Și-și văd în continuare de nudismul lor. De fapt, nici eu nu le mai bag în seamă. Le numesc femeile care se nămolesc. Și mă gândesc la ale mele. Uneori mă apucă din senin o poftă grozavă de înjurat. Dumnezeii tăi de viață, de tinerețe, de bătrânețe, de fericire, de iubire, de căsătorie, de ideal. Că nu le-am acasă, am să fac grozeile o mână. Scrum. Mai mult decât târziu. Văd, văd, văd că e mai mult decât prăpăd. Dă-mi cuvântul tău trecut prin văd. Ia-ți această noapte de nesat. Cel care trecut. Da, 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 tot ce a murit va învia. Noi ne dăm cuvintele înapoi. Și tot ce a
am iubit vom izgoni. Hai, e prea târziu ca să mai stai. N-are niciun rost, n-are niciun rost.
de tocmai mă obișnuisem cu ideea că vine către mine energia. Poate fi bine.